Pe 18 ianuarie, o femeie de 39 de ani din municipiul Botoșani a cerut ajutorul polițiștilor după ce a rămas fără geantă în timp ce mergea pe strada primăverii. Un individ a atacat-o și i-a furat poșeta în care avea aproape 1000 de lei. Polițiștii au demarat cercetările și au identificat făptașul, un tânăr de 26 de ani din comuna Corni. Ieri, oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore. Instanța de judecată și-a însușit propunerea organelor judiciare și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a bărbatului, acesta fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arest preventiv. Din păcate, nu este singurul caz înregistrat în acest an. La sfârșitul lunii ianuarie, o femeie de 71 de ani a fost lovită și tâlhărită de un bărbat de 27 de ani pe strada 1 decembrie din municipiul Botoșani.